spectacol de grație, eleganță și rafinament a avut loc la campionatul Open la gimnastică ritmică Grația Primăverii 2023, organizat de Clubul Sportiv USEVS. Cuvânt de salut către participanți au avut Onoi Mihail, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, și Victor Buftea, doctor habilitat, profesor universitar, Departamentul Sporturi de Lupte și Gimnastică, precum și președintele Federației de Gimnastică Ritmică, doamna Victoria Federiuc, și arbitru principal al turneului, doamna Olga Craișdan, doctor conferențiar universitar. Astăzi avem o sărbătoare grației, sărbătoare eleganței, sărbătoare gingășii, sărbătoarea primăverii, sărbătoarea clubului nostru USEVS, campionatul Open, clubul USEVS la gimnastică ritmică Grația Primăverii. Campionatul a fost după regulile internaționale de gimnastică ritmică, s-a desfășurat conform tuturor normelor sportive și s-a desfășurat cu succes. La turneu au participat gimnaste din Odessa, Bender, Tiraspol și Chișinău, USEVS, Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, Școala Sportivă Speranța, Liceul Teoretic Adrian Păunescu și Liceul Teoretic Ioan Cuza. În cadrul concursului au fost admise 210 de participante cu vârsta cuprinsă între 5 și 23 ani. Organizatorii acestui frumos eveniment au adus mulțumiri antrenorilor, arbitrilor și gimnastelor pentru dedicație. Participanții la turneu au fost decorați cu diplome, medalii și cadouri. Competiția a fost desfășurată la un nivel destul de înalt, totul a fost foarte bine, deja totul depinde de pregătirea fiecărei gimnaste în parte. Eu personal știu că eu pot mai multe și voi lucra asupra la pregătirea mea fizică și emoțională. Am fost mulțumită, dar totuși cred că se putea un pic mai bine și voi lucra mai mult în următorul concurs. Concurentele au fost la fel destul de puternice, pentru că la fel s-au pregătit foarte mult. Prestația mea a fost ok, iar la fel m-am pregătit destul de mult pentru această competiție. Campionatul Open al USEVS la gimnastica ritmică, Grația Primăverii, anul acesta a ajuns la 7-a ediție.